Poate ați auzit recent, dacă nu vă enervez eu acum cu asta, despre o posibilă autostradă care să plece din Lituania și să traverseze Europa pe axa nord-sud, prin România, desigur, până în Bulgaria sau chiar Turcia. S-au semnat niște hârtii, dar deocamdată nu s-a stabilit nimic despre vreun termen de execuție. Ceea ce, desigur, era foarte previzibil, domne. Din moment ce ne-au băgat și pe noi în proiect, na... De altfel, aici am niște dubii. Ce să caute România într-o combinație de-asta internațională cu autostrăzi, auzi? Cum să te asociezi cu noi când vine vorba de șosele? Ești inconștient? Cu CNADNR? Pe bune, cu CNADNR? Eu cred că de fapt ne-au chemat acolo ca să aibă de cine râde. Iar drumul va ocoli România. Știți cum e? Ca în orice colectiv trebuie să fie cineva responsabil cu buna dispoziție. Adică lituanienii, polonezii, ungurii muncesc la autostradă, iar când au chef de o pauză, se uită la noi. Ia să vedem noi, mă, pe Rumânski, să vedem ce tehnologie au mai inventat haioșii ăștia în materie de infrastructură. Și se uită, spre exemplu, la acest pod din Vâlcea, reparat recent de specialiștii CNADNR. Angajații de la CNADNR au venit și în locurile distruse au pus câteva crengi de copaci pe care le-au legat cu sârmă. Problemele la podul din Lădești au apărut în urmă cu 2 ani, când balustradele au căzut una câte una. Primăria a trimis numeroase solicitări la compania de drumuri. Au venit, au legat niște lemne și... Cum vi se pare soluția aceasta? Este o soluție bună? E primitiv. E, spuneți voi, dacă ați fi străini și ați vedea aceste imagini, n-ați crede că ați nimerit pe un canal de glume, pe un program de ăsta de varietăți? Grupul umoristic CNADNR prezentă. Prost! Că România! Deci, repet, cum să te apuci să construiești o autostradă împreună cu o țară care leagă 3 crengi și zice că a reparat un pod rupt? Ce-i ăsta? E un pod bio? E o metodă ecologică inventată de români și păstrată până acum la secret? Să nu afle nemții sau japonezii? Creanga de la CNADNR. Sudează fierul, leagă mortarul, dezleagă vrăjile, învinge reumatismul. S-a rupt un pod de fier? Cârpiți cu o ramură de măslin. Ați uitat să puneți asfalt când ați construit autostrada și s-a crăpat după 3 zile? Nu-i nimic. Legați câteva crenguțe de drum și s-a rezolvat. Nu e bun acoperișul de la Arena Națională? Îl dăm jos și montăm câteva surcele. Trebuie să țină. Se clatină guvernul? Băgăm o bucățică de lemn sub colțul clădirii și gata. Avem stabilitate. Nu avem atacant la Naționala de fotbal? Punem un pom în careul advers, s-o lovim mingea de el odată. Vrem ceva proaspăt la Cotroceni? Nicio problemă. Montăm un ficus și urmărim cu atenție ce se întâmplă.